Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Ei bine, nu, în cazul lui Feli se potrivește mai degrabă prima noapte de dragoste, întâia noapte de familie, căci acesta este mesajul celui mai nou cântec al ei. Sus pe munte se numește și este a patra parte dintr-un jurnal muzical propriu, Feli de poveste. Feli este alături de noi în platou și vom ura bun venit în câteva momente. Până atunci însă am vrea să aflăm câte concerte a fost ea nevoită să-și anuleze pentru perioada următoare și aș vrea să începem cu o mică audiție. În ochii tăi se scaldă marea, când mă privesc se schimbă starea. Mă agită și mă face să las tot și mă scufund în tine chiar dacă nu știu să n-o. Ce carusel de sentimente, cât de natural. Feli din poveste. Bine ai venit. Bine, bine, ai revenit în platou. Hashtag bine, v-am, bine v-am regăsit. Hashtag Feli din este poveste. Este a câta? A patra. Este a patra felie, da. Da, a patra felie din jurnal, cum așa numim noi proiectul ăsta, că e ca o fel de tort, dacă vrei, de povești. Foarte care conține 11 felii, cam așa, asta fiind a patra. Asta da. E felia cea mai intimă, să-i spunem, de până acum? Toate, bine, na, toate sunt scrise din poveștile vieții mele, dar asta este sus pe munte. Este poate cea mai de, adică cu siguranță cea mai intensă și cea mai recentă ca și sentiment așa. Despre ce e vorba mai exact? Noi știm, dar... Câte ceasul? Câte ceasul? Că trebuie să-mi aleg, să-mi aleg cuvintele, pentru că ne urmăresc și adolescenți. Alte categorii de vârstă, da, mai da. Cred că eu am noroc, de o paletă largă de vârste, dacă vreți, așa, mă refer la oamenii care ne ascultă muzica și atunci, na, este foarte important să știi cum să... Cum să pui problema. În sus pe munte vorbesc exact așa cum ați prezentat voi despre prima noapte de dragoste și întâia noapte de familie. Mai exact despre dimineața în care, fără să știm, se pregătea nora luna să vină în viața noastră. Feli, îmi transmite, pe bune, chiar mi s-a părut cu pielea de găină, îmi transmite ta liniște și echilibru și pace interioară, vine din tine totul. Da, eu sunt așa moale și caldă, că... Ești foarte caldă. Așa m-o cresc cu mama mea, să știi. Eu aș vrea să... Eu încă n-am înțeles exact, vreau să... Bine, nu știu, trebuie... Mai direct așa, deci e ok. Dacă, nu neapărat direct, dar s-a întâmplat minunea. Barza pentru categoriile mele simțit, a fost chiar atunci. Am simțit prima. Treaba asta, da, pentru că... Nu, și eu acum îmi aleg cuvintele. Cu albine sau cu... Cumva, a fost pentru prima dată în viața mea când eu am simțit că am făcut dragoste. Și atunci, din dragostea asta mare care există între mine și Cătălin, a venit Nora Luna. Ce frumos! Genial! Mm-hmm. Ce frumos! Genial! Da. Cum sunteți acum? Este o perioadă puțin tulbure, tu pari calmă, pari, nu știu, responsabilă și pari in control, că ai controlul situației. Vreau să știu dacă vreți sau v-ați decis să luați anumite măsuri în săptămânile astea. Acum că am decis sau nu, suntem și forțați cumva, da, să facem asta pentru binele tuturor. Mie personal mi-e destul de greu, pentru că eu sunt o persoană care îi place să se pupe și să se ia în brațe și acum distanța asta e așa, îmi face stau așa dreapte. Și... Dar uite că e un prilej foarte bun, cum au zis și invitații voștri de dinainte, artiști minunați de altfel. E o, cum să zic, ocazie foarte bună pentru a petrece mai mult timp cu familia, că artiștii, cel puțin artiștii în general, nu stau pe acasă, tot spre binele familiei, dar na, alta cere sacrificii și atunci stai mai mult plecat de acasă. Apropo de asta, dar, ai anulat multe concerte, aveai multe concerte în perioada următoare? S-au anulat două luna asta și s-a amânat unul. Na, acum era de așteptat. La fel cum vorbeau și colegii artiști de dinainte, este o întreagă echipă care trage minusurile situației, adică nu este doar cântărețul din față, artistul din față, cel pe care e tot centrul atenției. Este o întreagă echipă, de la studio până la instrumentiști, tehnici, luminiști, cameramani și așa mai departe. Deci este o perioadă de câteva săptămâni,
în care două au fost anulate, însă unul a fost reprogramat. Uh-huh. Tu gândești pozitiv, văd și vezi partea frumoasă a lucrurilor. Eu gândesc pozitiv, îmi doresc că, bine, nu doar că îmi doresc, ci cu siguranță o să se întâmple, să explodeze mediul online. Eu care sunt activă mai mult așa pe Insta atunci când mă lovește cât eu de asta de inimă și fac o postare și după aia dispar 7 zile, acum o să vă... Unde e o cameră? Aici. O să vă sufoc cu tot felul de cover-uri și reinterpretări la piesele originale ale mele. Și presupun deja că vei avea mult timp să stai în studio. Da, uite, asta vorbeam și cu Smiley azi dimineață, el fiind în state de mult timp, sper să poată să vină înapoi repede cu toată nebunia asta. Și ziceam, uite, că în tot rău și un bine avem ocazia să stăm în studio, ceea ce n-am mai făcut eu personal, să lucrez cu Smiley, cred că așa, la un foc automat, să zicem, de cel puțin 2 ani. Și e o ocazie foarte bună să scrie muzică nouă pentru noi și pentru alți artiști cărora le place ce scriem. Câte felii din poveste vor fi în... Oficial... 11. Neoficial, asta am făcut-o peste tot unde am promovat Sus pe Munte. Neoficial aș vrea să fie 12 și fac acum un șantaj emoțional la adresa lui Smiley, pentru că eu aș face cât mai pentru multe piese pentru album. Acum este momentul pentru perfect. Pentru că avem și timp, exact. Oricum, anul ăsta urmărim să le lansăm pe toate, pentru că noi, eu personal, în ceea ce ține de proiectul meu, nu fac muzică strategic ca să așteptăm dacă prinde radio, TV, la. Dăm muzica pentru că despre asta e vorba, să dai arta mai departe. Eu deja mi-imaginam pe online, îți vedeam niște mini-concerte online. Să știi că vreau să fac treaba asta. Deja am vorbit cu trupeții mei și am zis, bă, hai să ne filmăm și să punem pe YouTube și să eu care, repet, când sunt centru atenției pe Instagram, sunt numai despre suflet, despre familia și mama și nărălună și cătă și viața. Și... Dar acum o să fie foarte, foarte mult content despre de toate, pentru că eu oricum sunt gură spartă și sunt sinceră și acum no, e o ocazie bună ca oamenii să nici să nu trebuiască să mă tragă de limbă, că o să spun deja. Și apropo de sinceritate, celelalte felii, despre ce vor fi? Nu știu dacă poate să ne spună. Încercăm, forțăm. Eu n-am din astea, gen câți ani ai, nu se spune vârsta. Da? Sau, și nici nu despre... Nu pot spune despre proiectele viitoare? Nu am. Dacă nu le spun, nu le spun pentru că se mai întâmplă să... Se mai motive, ceva. Să se mai corect. Schimbe ceva sau să nu se mai întâmple și atunci să nu vreau să... De șarte. Mm-hmm, exact. Vreau să te întreb, tu ai rude în țară. Da. De, nu e o presupunere, it's a fact. Da. Te-ai gândit, nu știu, sunt tot felul de speculații, noi le-am infirmat că s-ar închide București, în fine, ai discutat cu rudele tale din țară, plănuiți să mergeți? Mai nu știu dacă e sângele de ardelean, dar ai mei sunt așa... Nu vă panicați. Facem noi cumva, nu-i bai, dacă ceva se întâmplă, merem la munte, la cabană acolo. Nașa Norei Luna, socriei cumva, au o cabană pe undeva într-un sat pe lângă Sebeș, orașul în care m-am născut eu. Și tot timpul ne adunam noi în tinerățile noastre acolo și acum i-am zis, uite, ca dacă vrem să mergem la cabană, dacă vine sfârșitul lumii, mergem la munte acolo. Și toată lumea zice, da, ne adunăm acolo. Și producătorul nostru Ștefan are aceleași gânduri, să se izoleze în munți? Îi dorim mult succes și lui. Feliz, mulțumim din suflet. Feli, mulțumim. Că ai venit astăzi. Și apreciem foarte mult. Mulțumesc. Și te așteptăm la fiecare și felie. Mulțumesc. Și vreau să zic ceva ce mi-am dorit și oricum cred că am spus și data trecută. Îmi place foarte tare că sunteți umani și că e un alt fel de... Vibe, să spui, dar sună ciudat vibe în engleză. Da, sună foarte fancy să zici așa, aveți un vibe mișto. O atmosferă. Dar toate complimentele. Mulțumim din suflet și te mai mulțumesc. Continuăm, este o...